Și vreau să putem dansa, dar vă propun să aveți răbdare cu un topic care e un pic încălcit. Și vă promit să găsim la final câteva unde de speranță și de optimism. Așa că vă propun să începem cu uh, o relație mai încălcită cu munca, pentru că se pare că în ultimul timp, și mă refer la ani, relația noastră cu munca se pare că s-a cam încălcit. Și asta înseamnă că munca a început să devină, dintr-o sursă de satisfacție și împlinire, o sursă de stres și frustrare. Munca a început să devină sinonimă cu oboseala, care în timp s-a transformat într-o sursă de epuizare. Timpul s-a transformat într-un fel de ziua cârtiței, adică un șir lung de zile de luni. Pe care le începem cu oboseală și fără prea mult entuziasm. Și probabil că pentru mulți dintre noi, zilele încep cu foarte multe tascuri de rezolvat, care ne, ne duc cu gândul la faptul că probabil nu avem nici foarte multe soluții pentru această listă lungă de probleme. Și apare, evident, gândul legat de o. Ideală pauză pe care ne-am dorit să o luăm, însă ce observăm este că nu apelăm la această pauză pentru a ne odihni, ci cumva pentru a face ceva, pentru a ne energiza. Sau pentru a ne întoarce la muncă și a lucra mai eficient, sau poate și mai uh, puțin nedorit, să recuperăm dintr-un task de restanțe. Și ajungem într-un punct în care munca devine atât de stresantă încât ne protejăm de ea și ajungem să nu ne mai pese, nu ne mai interesează dacă avem certuri cu colegii, dacă nu mai avem răbdare, dacă rămânem în urmă cu niște tascuri, dacă avem erori și asta costă relația cu ceilalți, pentru că nu mai avem de unde și asta este, nu mai am de unde, nu mă mai interesează. Și tot acest gem încălcit în oboseală ajunge să se oprească la întrebarea ce caut aici, care în esență E căutarea răspunsului la întrebarea ce fac cu viața mea profesională. Și aici vin cu o întrebare către voi. Oare așa este și pentru voi relația cu munca din prezent. Am numit uh, această relație complicată cu munca, sentimentul că viața e în altă parte. Și l-am numit așa pentru că atunci, când îl studiam, l-am trăit din plin. Beneficiile însă atunci când trăiești din plin acest sentiment că viața e în altă parte și atunci când combini munca și viața privată în acest mod, este că ajungi să testezi și să vezi ce funcționează în viața reală și nu doar teoretic și ce anume îmbogățește pe bune relația ta cu munca. Așa că vreau să vă împărtășesc legat de acest sindrom viața e în altă parte, că el poate să aibă de obicei două forme una dintre aceste două forme e sentimentul că viața e blocată într-un stop-cadru. Am sentimentul că relația mea cu munca e într-un punct mort, în care orice încerc să fac și să-l îmbunătățesc acel punct în care simt că mă aflu, mă duce parcă înspre un punct care pare mai fără speranță, mai fără ieșire și ca și cum m-aș afla. În nisipuri mișcătoare, în care orice tentativă de a face viața mea mai bună sfârșește parcă mai fără speranță și cu mai multă neîncredere. Cealaltă formă e sentimentul că viața mea profesională merge înainte parcă foarte repede, parcă m-aș afla într-un raliu de curse, din care am sentimentul că nu am cum să ies sau să reduc viteza, doar dacă nu m-aș opri într-un zid. Ce au în comun aceste două forme, care în aparență sunt opuse? Ele nu sunt, sunt toate acele încercări repetate de a face prezentul mai bun, dar care încercări mă, nereușite, din păcate, mă duc în același punct, către mai multă frustrare și mai multă nemulțumire și doar întăresc convingerea că singura soluție este să evadez, să plec din acest punct și să merg către un acolo, un alt loc mai bun, mai uh, frumos adică să renunț la ce am în prezent, ca fiind unica soluție renunțarea. Am numit acest sentiment că viața e în altă parte, într-un termen mai științific, sindromul burnout, pentru că așa arată experiența sindromului burnout și, din păcate, experiență extrem de frecventă, pe de care, deși o studiem de peste 40 de ani la nivel global, a ajuns să fie, în anii recenți, o experiență mult prea comună. Ce vă împărtășesc în spate sunt datele la nivel național care sunt conectate cu trendul global și anume, acum 10 ani, de exemplu, sindromul burnout arătau, date din doctoratul meu, faptul că o persoană din trei e expusă riscului de a dezvolta sindromul burnout cândva de-a lungul carierei. Dar date mai recente și datele, acest procent de 70% reflectă Date colectate la noi în țară în organizațiile din România care noi colaborăm la Mind Education sunt date de acum 2 ani, de la finalul pandemiei, date care ne arată că 70% dintre cei care lucrăm în organizații, în viața profesională din prezent, Cunoaștem această experiență, într-o formă mai puțin accentuată sau mai mult prezentă în viața noastră, sindromul burnout. Uitându-ne la aceste date, dacă e să comparăm doar ultimii acești 10 ani, și cum ziceam, e atât de frecvent post-pandemie, e atât de frecvent încât unii cercetători îl consideră o altă pandemie, pandemia profesională, apare o întrebare firească. Ce anume ne scapă? Pentru că știm despre burnout foarte mult, am acumulat foarte multă cunoaștere teoretică și practică, înțelegem multe despre el, dar se pare că mai avem încă multe de conectat. Dovadă sunt aceste cifre și faptul că, în ciuda acestei cunoașteri, mai avem nevoie să desculcim despre burnout mai multe aspecte. Vă propun să ne uităm la burnout mai întâi cu acest filtru legat de ce știm despre el, ce înțelegem. Și ce știm cu certitudine este că e o experiență care se formează atunci când stresul face parte din viața noastră profesională, dar nu-l recunoaștem și, în consecință, nu-l adresăm corespunzător. Și asta se întâmplă pentru cel puțin o perioadă de șase luni de zile. Și că sunt câteva semne care apar subtil, dar de care poate că le identifică mai târziu. Și una, unul dintre cele două semne este faptul că apar acele dimineți obosite și fără urmă de entuziasm, care nu erau acum o vreme, dar acum încep să apară. Și alt semn, de multe ori este întrebarea, oare așa arată sindromul burnout? Ce mai știm despre această experiență? După cum spunea Cristina Maslaș, cea care are o mare contribuție în înțelegerea lui este că el reprezintă un simptom al unor comunități care sunt deconectate. Asta ne arată, în esență, că sindromul burnout nu apare izolat ci este experiența unor echipe, adică se aglomerează în echipă și se și contaminează în echipă. Și, sincer, din experiența mea profesională și și din studii știm asta, nu există echipe în care doar un coleg se confruntă cu burnout, în timp ce ceilalți colegi au o relație foarte fericită cu munca lor. Asta ne arată și unde e nevoie să intervenim când vrem să reducem această experiență. Nu e suficient doar un efort individual. E nevoie și să ne uităm și la dinamicile relaționale care pot să amplifice această experiență. În ce privește relația mea cu munca, deconectarea poate arăta ca sentimentul că simt că suntem în filme diferite. Am sentimentul că nu mă mai înțelege celălalt cu care colaborez, am sentimentul că avem valori diferite, am sentimentul că nu mă mai ascultă celălalt și așa simt o distanță foarte mare care pare de neacoperit. Și așa ajung să cred că singura soluție este să plec. Ceea ce din studii știm că sindromul burnout prezice această intenție de a părăsi locul de muncă și a pleca în altă organizație. Ceea ce, din păcate, nu confirmă că vom scăpa de sindromul burnout, ci poate vom repeta experiența în alte culori. Sper că nu este și pentru voi această experiență, sentimentul că sunteți în filme diferite cu munca voastră. Studiile ne spun că o relație fericită cu munca e un joc fin de echilibru și de potrivire între cine sunt eu. Și asta vine cu uh, dorința de a mă înțelege cât mai profund pe mine ca să pot să fac acest joc de potrivire și de conectare cu, între mine și tot ce reprezintă în esență munca mea. Această relație se complică atunci când intervine în acest joc de armonie între mine și munca mea, când intervine stresul, pentru că aici intervine un efort de adaptare. Și asta înseamnă că ajung să am sentimentul că jonglez cu mai multe mingi deodată, mai multe decât sunt antrenată în prezent. E acel efort care vine atunci când mintea mea vede mai multe provocări, mai multe probleme și mai puține soluții care pot însemna resurse sau competențe sau timp. Și aici deja ajungem să fim într-un punct vulnerabil, care e mai complicat decât momentul de început de care vorbeam, de acele șase luni care declanșează sindromul burnout. Acest punct vulnerabil e, spun studii sofisticate recente, e mai complicat pentru că ajungem să fim atrași atât de mult de această zonă de To do list de provocări încât uităm de această parte de resurse. E de conectare a care ne complică relația cu munca și ajungem să consumăm mai multe resurse decât să le și încărcăm. Acest mecanism doar ne menține inerția sindromului burnout și ne țin captivi într-o lume din care va fi mai greu să ieșim, cum ziceam înainte, decât varianta de a-l preveni. Cred că această variantă de a ne adapta unui loc de muncă în acest calcul, în acest mod de a calcula resursele și a le potrivi cu aceste liste de probleme sau provocări, funcționează foarte bine atunci când avem o relație bună cu munca și vrem să rămână așa. Adică atunci când vrem să prevenim sindromul burnout. Și mai funcționează în situații stresante, dar pe o perioadă limitată de timp, adică luni cel mult sau săptămâni, depinde de cât suntem de diferiți fiecare dintre noi. Sau spus mai simplu, funcționează în condiții de stabilitate, adică fără schimbări dese și majore. Și aici intervine întrebarea: ce se întâmplă atunci când viața mea profesională nu are aceste date? Atunci când munca mea implică schimbări multe și dese, așa cum în ultimii ani, ordinea profesională a devenit, s-a schimbat, a căpătat o nouă ordine și un nou ritm. De ce atunci când schimbarea este noua ordine a muncii noastre, adaptarea la schimbare se poate să ne coste mai mult decât să ne ajute? De ce în aceste condiții căutarea adaptării și a confortului care vine la pachet cu adaptarea se poate să fie o formă de protecție față de schimbare? E o întrebare pe care o continui cu alta. Cum ar putea arăta oare relația noastră cu munca dacă, în loc să căutăm adaptare în ce privește munca, am schimba adaptarea cu ritmul schimbării și ne-am conecta cu acest ritm al schimbării? Intuitiv, aș spune că ar fi mai puțin burnout. Pentru că atunci când ne conectăm cu ritmul schimbării, am sparge inerția acestui sindrom burnout de care vă vorbeam înainte. Și am găsit alte opțiuni decât iluzia de a renunța la ce avem în prezent, alta decât a renunța și de a rămâne blocat în cele două variante de stop-jog sau fast-forward. Pentru că așa, dacă ne-am conectat cu ritmul schimbării, am descoperit ceva interesant și se numesc tranzițiile. Acele momente care cer mai multă prezență, de care au vorbit înaintea mea și ceilalți uh, colegi de eveniment. Acele momente care cer prezență și care ne oferă oportunitatea de a alege ritmul altfel decât repede înainte sau acel sentiment de stop cadru, butonul de play de a merge înainte muvon e blocat. Și ce sunt aceste tranziții? Așa că am să mă refer la două tipuri de tranziții, acele momente care cer prezență, cum ziceam înainte, acele uh, momente mari, acele tranziții mari care sunt declanșate în interiorul nostru atunci când tranzităm schimbări majore în viața noastră, cum a fost pandemia, sau când se întâmplă să schimbăm rolul profesional, sau atunci când combinăm o schimbare profesională cu un rol de părinte. Aceste schimbări mari declanșează și tranziții interioare. Aceste momente cer mai multă atenție, mai multă conectare cu noi. Și pot fi ferestre oportunități în care putem alege noi, nu alege inerția uh, schimbării. Evident că sunt și acele momente de tranziție care nu au prezență și în care ne putem încălci cum poate fi experiența sindromului burnout. Dar vă invit să ne gândim și la un alt tip de tranziții care sunt uh, mai ușor de recunoscut și care ne putem schimba relația cu munca mult mai ușor. Sunt acele microtranziții, acele momente de parcursul unei zile de prezență, la care pot să vă ofer ca și exemple diminețile. Am spus de diminețile încălcite, acele momente de tranziție de la somn către starea de activitate, în care putem să facem un mic check-in emoțional cu noi. Și doar să ne punem atenția, să observăm, ce baterii emoționale avem în prezent și de acolo putem să luăm alte alegeri, altele decât să lăsăm să meargă înainte inerția unui posibil sindrom burnout. Sau un alt exemplu de microtranziție care din nou are în spate studii riguroase, este modul în care putem să Facem trecerea de la o zi de muncă și să încheiem aceasta către timpul personal de după muncă. Și studiile spun că modul în care facem această tranziție, adică modul în care aleg să închid ușa după zi de muncă, va face diferența dacă voi începe a doua zi mai obosită, dacă mintea mea rămâne la muncă conectată în continuare, în timpul de după muncă, sau dacă reușesc să, mă... să închid ușa după muncă, după zi de muncă, voi începe a doua zi cu bateriile mai încărcate și mai odihnită. De ce tranziții? Pentru că ne mai oferă încă o surpriză aceste tranziții, fie că sunt micro sau că sunt momente mai mari în viața noastră. Ele ne oferă o oportunitate de a descoperi că atunci când vorbim de o relație mai bună cu munca, investiția este într-adevăr în altă parte. Și mai adaug aici încă o idee, faptul că cu cât sindromul burnout este mai prezent în viața mea sau mai profund de mai mult timp, cu atât nevoie de investiții mai consecvente în activități care nu sunt legate în mod direct de munca mea. Și asta spun studiile care ne arată că o relație bogată cu munca depinde în procent de 63% de ceea ce fac în ceea ce este legat în mod indirect de muncă, ceea ce e menționat în acest dreptunghi albastru în acele activități care nu depind în mod direct de muncă. Și dacă ne gândim doar la partea de odihnă profundă și la somn, evident că e recomandat să nu dormim în timp ce lucrăm, dar calitatea muncii depinde teribil de mult și relația cu munca decât și cum dormim. Așa că vă invit să fiți creativi și să reflectați la ce pot însemna aceste activități care nu țin în mod direct de muncă, dar care pot să adauge foarte multă bunăstare la muncă dacă ne dăm voie să le descoperim și să le trăim. Pe lângă odihnă mai sunt și alte activități, cum ar fi o, 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 odihnă activă, pe lângă cea profundă, timp în natură, tot ce înseamnă activități de voluntariat, să contribuiți, să oferiți, să vă oferiți timpul, calitățile, competențele comunității, celor din jurul vostru, voluntariat, relații de prietenie și de lungă durată, pentru că ele susțin bunăstarea emoțională și, evident, relația cu munca. Așa că închei cu o recomandare simplă. Pentru o relație bună cu munca în vremuri schimbătoare, vă invit să căutați tranzițiile și nu adaptarea.